Eu am vrut ca să mă scol și au spus stați pe loc. Au observat că eu am observat, nimeni nu a observat dintre a noștri, dar eu am fost foarte atentă la lucrurile astea și domnul Mostac nu mai are drept ca să mai meargă înainte, primar, nu mai are. Domnul Bușilă, îi mulțumim domnului Bușilă că a fost dar cu noi. Dar acel gest de că i-a făcut prin ochi, ce credeți? Eu spus, las că și tătchini, nu mă mai uitați la proastele astea, așa au avut el în vedere. Înțelegeți? Ne s-o cotit de proaste, dar noi nu vrem să bem apa asta, ea, că ea ca domnul Chirtoacă lasă să bei măcar două pahare și să duc și el să stăi numai liceu. Așa doresc lucrul ăsta lui. Că noi copiii noștri toți sunt bolnavi în țânțăreni. Noi nu avem nevoie de boli. Uitați-vă, și aer curat acum aici, suntem înaintea gunoiștii, o leac s-o așezat și nu este murdărin, nu miroasă urât. Mă uit, iarba împrejur crește, că le arăt oamenilor noștri, de amul le spun. Uitați-vă și era uscată iarba, dar acum cum a înverzit. Broaștele nu cântau, broaștele au apărut scânte. Da, și asta e tot. Să le fie rușine înaintea satului. Mulțumim.